La versetul 13. Focul va dovedi. Mâna îmi tremură când scriu aceste trei cuvinte de foc și de judecat. Inima mi se strânge când mă gândesc la dogoarea lor și toată ființa mi se cutremură de tot ce va fi în vremea acelei dumnezeiești și necruțătoare încercări, acelui crâncen și greu examen al nostru și al lucrării noastre. Dintre toate mijloacele de încercare, niciunul nu este așa de drept, de necruțător, ci de adevărat ca focul. Toți Sfinții Părinți vorbesc în scrierile lor că acest foc va fi un cumplit pârjol adus de însuși Dumnezeu pentru dovedirea lucrării fiecărui lucrător al Său în lucrarea Lui, începând cu cei din tâi și până la cei din urmă, pârjol care va veni înainte de judecata universală. Fratele meu, sora mea, sufletul meu și fiul meu, și eu și tu vom trece prin focul acela, și prin tine și prin mine va trece flacăra lui, și prin lucrarea mea și prin lucrarea ta va trece focul spre a dovedi ce am fost noi în lucrarea lui Dumnezeu și ce am clădit noi în ea. Dar până la acel foc n-au mai trecut prin noi oare și n-am mai trecut noi și prin alte încercări ale focului în diferitele lui forme. N-am trecut prin focul prigonirilor sau prin al suferinței și boalei sau prin al războiului sau prin al despărțirilor dureroase sau prin al ispitelor sau prin al judecăților nedrepte sau prin al trădărilor celor ce i-am iubit. Cum s-a dovedit dragostea noastră în focul ispitei sau în al singurătății sau în al nerecunoștinței? A biruit ea ispita rămânând curată și statornică lângă cel căruia i-am pus legământ de iubire veșnică și căruia i-am spus de atâtea ori, te iubesc și voi fi numai al tău pe totdeauna, sau n-a biruit? Sau focul primei ispite ne-a ars promisiunile, ne-a nimicit legămintele și ne-a întinat curăția, ca pe o grămadă de paie, numai paie, multe, dar numai paie. Cum s-a dovedit răbdarea noastră în focul suferinței, al boalei, al lipsurilor, al foamei, al frigului, al muncii silnice, alocărilor de tot felul, al nedreptăților și al sărăciei prin lumea aceasta? A trecut răbdarea noastră cu post și cu rugăciune prin foame? A trecut ea cu înfrânare și cu renunțare prin lăcomie? A trecut ea cu tăcere și cu înțelegere prin nedreptăți? A trecut ea cu nădejde și cu pace prin singurătate? Ori s-a dovedit prin tot focul acestor încercări o răbdare de paie care s-a sfârmat, s-a răsucit, s-a ars de la prima flacără? Cum s-a dovedit credința noastră în focul luptelor de tot felul venite peste ea? Cum s-a dovedit legământul nostru în focul prigonirilor, al despărțirilor, al lepădărilor, al părăsirilor, al ispitei? Cum s-a dovedit promisiunile noastre făcute lui Dumnezeu? Cum s-au dovedit promisiunile făcute fraților, făcute iubirii? Înainte de a ajunge în focul cercetării lui Dumnezeu, vino suflet drag, vino fiul meu, să ne cercetăm acum noi înșine, în focul cercetării de sine, în focul judecății de sine, a noastră de noi înșine, spre a vedea din felul cum suportăm acum acest foc al nostru, spre a vedea cum îl vom suporta atunci pe acela al lui Hristos. Vino să încercăm sincer să răspundem la întrebările cele de mai sus, spre a vedea cum ne va fi de ușor să răspundem atunci în fața judecătorului înfricoșat. Lemnul este un material cu putregaie și crăpături. Fânul este un material găunos și uscat. Tresea este un material ușuratic și tremurător.
Oricine are o stare sufletească asemănătoare cu aceste materiale, care ard ușor la cel din tâi foc, va avea și el soarta lor. Sufletul de lemn cu putregai de păcate ascunse și cu crăpături de nestatornicie, de felurite pofte și slăbiciuni firești, va arde. Sufletul de fân, lăudăros și gol, gol de evlavie, de binefaceri și de virtuți, și uscat de lacrimi, uscat de putere și de dărnicie, va arde. Și sufletul de trestie, neserios, clătinat de orice vânt de învățătură, tremurător de orice amenințare și fricos de orice suferință pentru Hristos, toate acestea sunt suflete de paie, suflete pe care nu numai focul lui Dumnezeu de atunci le va dovedi netrebnice, dar chiar și focurile acestelalte de dinaintea aceluia le-a dovedit și până acum, sau le dovedește că sunt osândite numai la cenușă și la lepădare. Suflete al meu, de ce plângi tu în mine? Și de ce ești atât de zdrobit, din pricină că și vrăjmașii tăi și prietenii tăi trec peste tine acum cu aceeași cruzime? Că și străinii și frații te judecă nedrept, te învinuiesc nedrept, te osândesc nedrept. Tu plângi că binele tău e numit rău, că lupta ta e hulită, că jertfa ta este călcată în picioare, că numele tău e disprețuit, suferințele tale răstălmăcite, cuvintele tale lepădate, strigătele tale înnăbușite, dreptatea ta bajocorită, apărările tale neluate în seamă. Și oricât ai fi făcut tu, acum este privit ca și un gunoi călcat în picioare și îndepărtat. Și tu plângi, suflete al meu, uimit și îndurerat, cum se poate petrece așa ceva? Dar nu te mâhni, suflete al meu, și nu plânge în lăuntrul meu pentru toate acestea. Așteaptă cu răbdare, așteaptă cu nădejde focul lui Dumnezeu și așteaptă-L cu încredere. El va dovedi cum a fost lucrarea ta, cum au fost lacrimile tale și cuvintele tale și legămintele tale și curăția dragostei tale, atât față de Dumnezeul tău, cât și față de lucrarea Lui și de frații tăi. Dacă nu te-a ars focul strâmtorărilor, focul suferințelor, focul ispitelor și focul lepădărilor, nici focul leneviei, nici focul judecăților, nici focul singurătății și închisorilor, atunci focul lui Dumnezeu nu numai că nu te va arde, dar El însuși va arăta adevărul comorilor pe care le-ai purtat tu în tine pentru Domnul tău și pentru semenii tăi. Și toți cei ce te-au străpuns vor vedea aceasta atunci și vor ști pe cine au străpuns, dar vor ști prea târziu. Mai este o judecată, sufletul meu, așteaptă-o pe aceea. Cum a zis Iov 19:29 și în Psalm 58:11, ea îți va face dreptate și ție, sufletul meu chinuit și osândit pe nedrept. Amin.